mulțimea aceasta încât nu mai avem ce spune nimic. Aici s-a prins lumina celor de sus cu cei de jos, cu cei care ne-au cinstit cu jertfa lor și cu acești care prind mânările de la neam la neam. Este cea mai înaltă sărbătoare și mai curată, pentru că cu această ocazie s-a împlinit idealul acestor sfinți, acești martiri, care au fost în neuitare, dar jertfa lor a făcut să strigă tot acesta acoperirea lui o lună și până la bătrânul de 100 de ani. Așa că tot ce îți invităm sărbătorii noi acum aici este una din sărbătorile nației române. Dacă vor mai fi altele, le vom primi și pe acelea, dar aici se depășește orice. Pentru că s-a pus încă o dată un pivot puternic în puterea tuturor care nu ne doresc aici din centrul Europei sau răsăritul Europei. Aici dovedesc toți că sunt neputincioși în fața lui Hristos și a jertfelor mucenicilor. Noi nu ne bizuim pe avioane, nici pe, în sfârșit, tancuri și alte mașini de război. Noi ne biruim și învingem prin canalul acesta mare care s-a făcut pentru distrugerea teritoriului nostru. Așa că generația de la 1929 până la 1064 este sacrificiu și dorul nației noastre. Părinte, spuneți-mi cum a fost în perioada aceea? Cum ați trecut? Sunteți un trăitor al... Un supraviețuitor. Băi, a fost... ce să vă spun, eu nu prea a fost bătuios așa. Nu m-am luat direct cu obiectiv. Am trecut așa pe aici, pe acolo, și m-am strecurat și am venit până acum. Și de atunci până acum, când mi-am dat Dumnezeu încă vreo câțiva ani, ca să mai duc așa cât se poate eu nevoile mele și ale neamului. Acum nici toate apovii, toate atascului. Nici la marea sfârșită încrederea noastră în ceea ce privește tot cursul ăsta la lor, dar este voia Maicii Domnului care ne ocrotește și ne-au ocrotit tot vremuri și în toate timpul. Părinte, ce știți despre camarazii omorâți la țar cu morții? Măi, nu cunosc de acolo. De la Midia? N-am fost. Eu am fost la mină. Și cum erați tratat acolo? Condamnările acestea au fost împărțite în două. Condamnări de la 10 ani până la 20, care mergeau la mină, repartiți în mină. Iar sub 10-12 ani au intrat la canal. Ei s-au bucurat că intră la canal și că va fi mai ușor. Noi ne-am cam temut că intrăm la 800 de metri în mină. Dar s-a întâmplat invers, pentru că noi acolo am avut un alt regim, muncă subterană. Acolo am fost noi singuri, mai ales după ce am luat în cunoștință tehnica aceasta mineritului. Părinte, ce părere aveți despre faptul că memoria ne este interzisă și astăzi și dimensiunile Holocaustului încă sunt ținute... Măi băieți, așa a fost de la început, așa va merge. Mai cu ici, mai cu dăm, mai cu lasă, mai cu bune și așa s-a mers totdeauna. Asta a fost și vor rămâne mereu. Cât portăm numele de ortodox, vom... suporta și brigoana. Părinte, și o să vă mai iau o întrebare pentru mine? O să mai iau pentru mine. Părinte, considerați că mișcarea legionară prin suferința și prin martiriul celor care au murit prin lagărele de exterminare și a atins misiunea aceea de a sfinți neamul românesc? Da, mai sigur, da. Păi eu spun la baza temelii sfințenii noastre. Ce este mișcarea legionară, părinte? Nu mă întreba cum îl faci în teorie. O vezi ce este? Asta. Fișuma tale, brenic, să miști o lume întreagă, să-i aduci. Așa sunt.